Doamna ministru de Donde, dragi militari, doamnelor și domnilor, prezența aici a militarilor belgieni în cadrul batalionului Lancer, alături de militare ai Franței, Statele Unite, Germaniei, Italiei, este o parte a reacției defensive concrete și prompte a Alianței Nord-Atlantice la invadarea Ucrainei de către Federația Rusă, un război de agresiune neprovocat și nejustificat împotriva unui stat independent și suveran. Bun venit dumneavoastră și forțelor armate belgiene la baza Mihail Cogălnicianu de la malul Mării Negre. Minister de Donde, dear service members, ladies and gentlemen, the presence of Belgian soldiers from the Lancers Battalion here, alongside soldiers from France, the United States, Germany and Italy, is part of the North Atlantic Alliance's real and prompt defensive response to the Russian invasion of Ukraine, an unjustified war of aggression against an independent and sovereign state. Welcome to Mihail Cogălnicianu military base near the Black Sea. Mulțumim Belgiei pentru contribuția la implementarea deciziei NATO de aplicare a planurilor de răspuns gradual prin dislocarea elementelor forței întrunite de reacție rapidă în sprijinul consolidării posturii colective de pe flancul estic. We thank Belgium for its contribution to the accomplishment of the NATO decision on the implementation of gradual response plans by deploying the elements of the NATO's response force in support of strengthening the collective position on the eastern flank. Unul dintre principiile de bază ale tratatului fondator al NATO este apărarea colectivă, care exprimă spiritul de solidaritate și unitate. Această criză, fără precedent în Europa ultimelor decenii, a demonstrat că încercările Rusiei de a testa unitatea al celor 30 de state membre au eșuat. Cetățenii noștri trebuie să înțeleagă că suntem uniți și acționăm împreună pentru a depăși această criză securitară și umanitară fără precedent. Peste exact două săptămâni, la 29 martie, se împlinesc 18 ani de când România a aderat oficial la NATO. Regatul Belgiei este membru fondator al Alianței din 1949.